Odată o femeie s-a dus speriată la preotul satului, Sfântul Arsenie al Capadociei, și i-a spus Vine o repede, Părinte Arsenie, ce se întâmplă? A dispărut leagărul în care era pruncul meu. Acela, având o presimțire lăuntrică, a privit-o aspru. Cum a dispărut? Ia spunem ce s-a întâmplat exact. Iată, a răspuns ea plângând, pentru că pruncul meu plângea în continuu, m-am enervat și l-am trimis diavolului. Voi, ce am făcut, te rog, Părinte Arsenie, fă ceva căci voi nebuni. Părintele a deschis îndată psaltirea și a citit ceva din ea. Când a terminat, ce minune! Leagănul cu pruncul în el a apărut în locul unde fusese înainte.